Echipa de handbal Steaua București are un start de sezon excelent, cu 6 victorii în primele 7 etape. Echipa lui Ovidiu Mihăilă se află pe locul 2 în clasamentul la zi al Ligii Zimbrilor. Unul dintre cei mai în formă jucători ai Stelei este Dragoș Hanțaru. În vârstă de 23 de ani, Dragoș a marcat 40 de goluri în prima parte a acestui sezon, un sfert dintre ele chiar în ultimul meci cu Politehnica Timișoara, când a avut un procentaj de reușită de 100%. Dragoș, cum ai ajuns la handbal? La handbal am ajuns cumva dintr-o greșeală, să zic. Eu făceam fotbal, unchiul meu a jucat fotbal, a jucat la fotbal la Steaua și în perioada aia antrenorul meu de la echipa de handbal de la școală îl cunoștea pe domnul Gheorgheu, primul meu antrenor de handbal de la Vaslui, și a zis să mă duc la 1-2 antrenamente să vadă cum mă mișc. Știu că eram la o oră de sport, după ora de sport terminam orele și a zis hai cum e până la handbal, nu ai vrea să vezi cum e. Și m-am luat cu mașina, m-am dus, am făcut un antrenament cu băieții de acolo. Aveau 2 luni de când am început handbalul, fix pe generația mea, 98-99. Și atunci am început și eu, am făcut primul antrenament, mi-a plăcut. Care sunt calitățile tale, cele care te fac remarcat? O calitate pe care o am e aceea că dau goluri, să zicem așa. Dar cred că cea mai importantă calitate e că îmi place foarte mult handbalul. Cred că asta e iubirea față de handbal, să zic așa. După o perioadă excelentă ca și junior la CSM Bacău, ai ajuns în Liga 1, la Călăraș și apoi la Dinamo. Cum a fost trecerea de la Dinamo la Steaua? Două cluburi și două echipe care sunt eminamente rivale. Dinamo este un club mare, Steaua este un club mare. Am avut oportunitatea să merg la Dinamo după Călăraș și nu aveam cum să refuz. Iar trecerea de la Dinamo la Steaua a fost una normală. Am plecat de la o echipă, am venit la o altă echipă să-mi fac treaba cât mai bine, să progresez și să încerc să joc cât mai bine. În primele 7 etape din acest sezon aveți 6 victorii. Cum e atmosfera în sânul echipei Steaua? Cred că avem o atmosferă bună, suntem liniștiți, încercăm să muncim cât mai mult, cât mai bine. Și rezultatele pe care le avem ne ajută să facem asta. În acest start de sezon ai marcat 40 de goluri, iar în meciul cu Timișoara ai marcat 10 din 10 aruncări. Cum reușești? În primul rând, trebuie să-ți dorești foarte mult. Și la meciul cu Timișoara mi-am dorit foarte mult să joc, să fac un meci foarte bun, pentru că, bine, cred că toată lumea și-a dorit chestia asta, mai ales că la Constanța nu am reușit să câștigăm și cumva trebuia să arătăm altfel la meciul cu Timișoara și lucrul ăsta m-a motivat foarte mult. Pasionat de jocuri pe calculator, jucătorul născut la Vaslui speră să câștige o medalie cu echipa din Ghencea și are un mesaj special astăzi de ziua armatei. La mulți ani și mulțumim tuturor pentru sprijinul pe care ne-l oferă. Forța Steaua!